În acest weekend la Alba Iulia a avut loc întâlnirea de lucru a președinților de regiune, zone și cluburi Lions din zona Centru și V1, în prezența guvernatorului districtului Lions 124 România, deveanul Marin Florin Ilieș. Unul dintre subiectele abordate a fost consumul de droguri în rândul tinerilor, cluburile Lions din țară urmând să se implice activ în combaterea fenomenului, abordând propria strategie. Guvernatorul districtului Lions 124 România, Marin Florin Ilieș, împreună cu membrii cabinetului districtual, au avut un dialog constructiv cu participanții la întâlnire, identificând nevoile cluburilor din cele două regiuni și strategiile de acțiune pentru perioada următoare, printre care și cea privind combaterea traficului și consumului de droguri, subiect adus în atenția autorităților la cel mai înalt nivel de reprezentanții Lions România. Am avut invitați reprezentanți ai Guvernului României, ai Parlamentului, Camera Deputaților, Senat, oameni politici care au puterea de a face legi încât traficul de droguri să fie pedepsit. A fost o dezbatere intensă, interesantă. Urmează să demarăm și noi campania Familia Partener în prevenția consumului de droguri. Ne-am gândit împreună cu autoritățile și cu cele două ONG-uri, Rotary și Kiwanis, că familia este foarte importantă și să nu ajungem la familie pentru prevenție prin intermediul școlii, pentru că școala are foarte multe obiective de realizat, să ajungem la familie prin intermediul autorităților. Așadar, împreună cu prefecturile, primăriile, vom ajunge în instituții publice și nu numai, vom avea întâlniri cu părinții, dezbateri, studii de caz și prezentări de caz. În acest an, cluburile Lions din țară vor organiza astfel de întâlniri la care vor fi invitați și foști sau actuali consumatori de droguri și familiile acestora.